Domnul viceprimar, cu referință la examene. Deci noi vineri am primit baremă de convertire a punctelor în note la gimnaziu. Pe parcursul zilei de sâmbătă, Institutul de Învățământ a pus la dispoziția copiilor testele pentru a fi văzute și dacă se dorește scrierea cererii de contestare. Astăzi suntem în proces de examinare a acestor lucrări care s-au solicitat pentru a fi revăzute integral sau parțial. În zilele următoare deja vor fi anunțate rezultatele definitive la gimnaziu. Pentru examenele de bacalaureat, astăzi începând cu orele 8:30, președinții noștri de centre de bacalaureat ridică testele de la centrele de evaluare. Avem cele două centre de evaluare, George Călinescu și Liceul Cogălnicianu. Din momentul afișării rezultatelor testelor de bacalaureat pe parcursul a 48 de ore, va fi organizat în aceste centre aceeași procedură ca și a gimnaziul, accesul absolvenților pentru a-și vedea lucrările de examen și, în caz de necesitate, se va scrie cerere de contestare. Sperăm că până la sfârșitul săptămânii vom avea rezultatele definitive. Rezultatele prealabile le vom avea chiar astăzi la sfârșitul zilei. Începând cu 3 iulie, pentru gimnaziu este perioada de sesiune suplimentară, perioada în care se vor susține deci elevii care, din diverse motive, fie boală, fie situații excepționale, n-au fost prezenți la sesiunea de bază, vor susține examenul la sesiunea de bază și, respectiv, cei cu note insuficiente. Aceeași procedură mai târziu va fi și pentru examenul de bacalaureat. Pentru sesiunea de bacalaureat de bază am avut 31 de centre, pentru sesiunea suplimentară vom avea doar 11 centre de bacalaureat. Acum, cu referință la instituțiile care le-ați menționat. Există